Aproape de capătul călătoriei prin Evanghelia lui Marcu, se cuvine să-L lăudăm cu recunoștință pe Dumnezeu, să-I mulțumim pentru crucea lui Iisus Hristos, care a răscumpărat destinele noastre veșnice. Golgota este cea mai mare tragedie a veacurilor, dar și cea mai glorioasă biruință din cosmos. Creația, istoria, planul divin au avut în vedere din veșnicie acest moment. Scenele patimilor sunt greu de privit și imaginat, dar cruzimea și grozăvia nedreptăților nu trebuie să ne facă să-L compătimim pe Iisus. El nu are nevoie de compasiunea noastră, El dorește credința noastră. Așadar, încredeți-vă în Domnul Iisus Hristos, care a murit voluntar, din dragoste pentru noi, împlinind voia lui Dumnezeu în deplină ascultare de El. Vezi și Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. În ultimele capitole din Marcu citim că Sinedriul l-a condamnat pe Iisus la moarte, nu mai contează cât de legal și argumentat, dar doar Roma putea executa sentința. Pilat, guvernatorul iudeii, omul de legătură cu Imperiul, a fost motivat mai degrabă de rațiuni practice decât de dreptate, dorind să rezolve cât mai repede toată agitația. Și-a dat seama că acuzațiile aduse lui Iisus erau false și insuficiente și totuși l-a dat pe Domnul pe mâinile mulțimii înfierbântate, care se va grăbi să-L pună pe cruce. Iisus a fost luat în primire întâi de soldații romani, care L-au batjocorit și torturat cu brutalitate. Iisus era tânăr și destul de puternic, dar ei L-au chinuit și maltratat atât de rău, încât a fost nevoie mai apoi să pună un om din mulțime să poarte crucea lui Iisus. A fost o desfășurare de momente care au dat la iveală mai mult decât o ură banală și impersonală. Au scos în evidență, prin cruzime, brutalitate și ticăloșie, adâncimile păcătoase ale inimii omului. Nici o evanghelie nu redă toate detaliile crucificării, ci doar frânturi. De parcă însuși Dumnezeu a tras o cortină peste tabloul acesta și ar fi spus, e prea mult. Marcu precizează detaliile orare ale răstignirii. Primele 3 ore au fost de la 9 dimineața la 12. A fost timpul în care Iisus a suferit din pricina oamenilor, de mâna lor, pătimind până la agonie, zdrobit de răni, batjocuri, dispreț. În acele prime 3 ceasuri, păcatul a încercat tot posibilul să-L anihileze, dar fără succes. Apoi au fost alte 3 ore de întuneric, de la 12 la 3 după amiază, când Domnul Iisus a suferit pentru oameni, ore în care Domnul plătea pentru păcatul lumii. În această a doua repriză de 3 ceasuri, Domnul a făcut din sufletul și Duhul Său o jertfă benevolă pentru păcat, devenind El însuși păcat pentru noi. Deși aparent singur pentru câteva clipe, chiar și în acele momente, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine, cum ne asigură 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Ce paradox sublim! Apoi când mântuirea noastră a fost săvârșită, Domnul a strigat tare și s-a stins. Omul Iisus Hristos n-a murit pentru că organele sale fizice au încetat să mai funcționeze. El și-a dat Duhul Tatălui Său. Iar trupul a fost pus în grabă într-un mormânt de către câțiva apropiați curajoși. Cu ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare tragem concluziile și cortina peste Evanghelia după Marcu.